Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem o etalare, o previziune în zaruri, să vedem ce vă așteaptă în luna octombrie 2019 în dragoste. Haideți să vedem. Pentru Rac, în zaruri, octombrie 2019 în dragoste. Situația nu prea este bună deloc. Haideți să vedem. Pentru cei care sunteți despărțiți, clar ați fost trădați, furați, înșelați. Ați avut de-a face cu o persoană foarte agresivă, o persoană care v-a șantajat emoțional, o persoană care s-a jucat cu sentimentele voastre, o persoană care nu a ascultat și nu ascultă ceea ce vreți să spuneți, nu v-a dat importanță, nu i-a păsat că suferiți, o persoană care, la care v-ați tot întors tot timpul, i-ați dat N șanse, o persoană care el sau ea vă caută mereu, de fiecare dată el sau ea vă caută și asta se va întâmpla și în luna octombrie. Această persoană o să vă caute din nou, o să revină în viața dumneavoastră după ce v-a făcut atâta pagubă și suferință. Voi sunteți cu moralul la pământ. Pentru cei care sunteți despărțiți, sunteți cu moralul la pământ, ceea ce nu e ok. Văd o mică, mică bucurie aici de eliberare, poate că ați scăpat din această relație. Începutul lunii octombrie, o puțină relaxare, ca să spun așa, reculegere, însă reveniți cu această persoană și faceți așa un cerc de ăsta vicios în continuu, repetați același lucru, e ceva, este un eșec, pentru că această persoană nu este sincer sau sinceră, această persoană doar vă folosește, această persoană doar vă are o influență foarte mare și o autoritate foarte mare asupra voastră și trebuie să puneți stop, asta ține de voi. Bun, pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau căsătoriți, se pare că pentru cei care ați fost în special într-o relație stabilă, aveți de-a face cu un om care v-a folosit, nu în toate cazurile, dar în majoritatea v-a folosit ca pe un portofel. Un om care și-a jucat cartea foarte bine, un om care v-a părăsit pentru altcineva, un om care a crezut că a găsit fericirea în altă parte, un om care nu i-a păsat, căruia nu i-a păsat ceea ce vrea să spuneți, deci pur și simplu asta era atitudinea și poziția acestei persoane de fiecare dată când vă certați cu el sau cu ea, un om cu o psihologie foarte bolnavă, posibil în multe dintre cazuri o persoană cu vicii foarte multe, a fost ca o pagubă pentru voi această persoană și este încă, dar să știți că chiar dacă ați luat decizia să vă despărțiți de această persoană, nu scăpați cu una, cu două de această persoană. Mulți dintre voi ați cunoscut pe altcineva între timp, pentru că văd o bucurie aici, cum am mai spus, dar în varianta voastră este cazul în care ați cunoscut pe altcineva, însă va fi foarte greu să fiți cu această persoană datorită relației în care încă sunteți, dacă n-ați finalizat-o și dacă o finalizați în luna octombrie, tot vă va fi greu să fiți cu această persoană datorită trecutului, pentru că această persoană din trecut nu renunță. Bun, pentru cei care sunteți singuri, să știți că acum, în luna octombrie 2019, vine și dreptatea de partea voastră. Clar, vi se face dreptate. Universul vă face dreptate pentru cât ați suferit. Pentru că văd că ați suferit foarte mult dintr-o relație din trecut. O persoană care v-a trădat, v-a mințit, v-a manipulat, o persoană care a obținut bunuri de la voi, o persoană care a profitat de bunătatea și vulnerabilitatea voastră, o persoană care a crezut că nu îi va păsa, însă, cum am spus, dreptatea vine de partea voastră pentru că în luna octombrie această persoană se întoarce cu coada între picioare la voi și chiar în multe dintre cazuri vine direct în vizită. Clar, haideți să vedem și în cărți, în vor decurge lucrurile. Pentru Rac, octombrie 2019, în dragoste, clar cred că voi nu veți mai primi această persoană înapoi. Foarte multă
apă. Foarte multă apă, clar. Deci foarte mulți aveți de-a face, poate tot cu un rac, pești, scorpion. Mulți dintre voi poate aveți de-a face tot cu un rac, sau pești, sau scorpion. Mai văd și zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dar văd și zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Clar pentru cei care, am spus în ultima variantă, această persoană care încă vă urmărește, clar încă vă urmărește din umbră și v-a urmărit în tot acest timp și a devenit obsedat sau obsedată de dumneavoastră, vă regretă enorm și își dorește să revină în viața dumneavoastră cu un nou început, să vă facă promisiuni. Într-adevăr, această persoană, pot să spun că este posibil să vă fi lăsat după ce v-a trădat și v-a mințit pentru altcineva, iar această persoană revine o persoană nouă, o persoană cu virgulă caracteristici din zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, și s-ar putea să fie una dintre aceste zodii, cu dorință de a avea în sfârșit o relație serioasă cu voi, de a vă acorda atenție, de a vă arăta că vă iubește, însă este prea târziu pentru că această persoană v-a făcut mult prea multe peste care nu puteți să treceți. Văd aici o posibilitate de un nou început, deci asta mai depinde și de voi, de liberul arbitru, dacă voi acceptați să reîncepeți o relație cu această persoană. Aveți riscul de a ajunge la același lucru din trecut. Și anume ceartă, infidelitate, minciuni și așa mai departe. Mulți dintre voi care sunteți singuri în această perioadă, în luna octombrie, veți decide pur și simplu să explorați. Veți vrea să cunoașteți persoane noi și să știți că printre aceste persoane noi pe care le veți cunoaște, pot să spun că la o ieșire, poate să fie o petrecere sau pur și simplu la un eveniment, veți cunoaște pe cineva, dacă n-ați cunoscut deja, din zodie de foc, leu, berbec sau săgetător, o persoană care vă va arăta o altă latură a unei relații, ceva foarte frumos, foarte profund, plin de pasiune, plin de dragoste, plin de dorință, ceva foarte frumos. Bun, aceasta a fost și etalarea, previziunea, mă scuzați, pentru zodia RAC, luna octombrie, în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.